doamna președinte, anul 2010 a adus o nouă lege a pensiilor. Asta înseamnă pentru Casa de Pensii o sarcină grea de a implementa legea în cel mai scurt timp. În ce fază vă aflați în acest proces? Într-adevăr, pe sfârșitul anului 2010 a fost adoptată noua lege privind sistemul unitar de pensii publice, care, datorită momentului la care a fost adoptată, nu ne permite foarte mult timp să pregătim implementarea legii. Fapt pentru care funcționăm, e ca și cum am spune că reparăm motorul unei mașini în timp ce funcționează. Cam așa suntem noi cu pensiile și implementarea sistemului public de pensii, a noului sistem. Pe componenta zonei publice, care nu aduce foarte multe schimbări decât și a căror punere în aplicare nu este foarte greu de realizat, sunt probleme mai deosebite în ceea ce privește pensiile acelor categorii de persoane care sunt incluse de data aceasta în sistemul public de pensii. Și aici mă refer la pensionarii din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale. Acolo, având în vedere faptul că acele structuri nu au fost familiarizate cu principiile legii 19, cu modalitatea de calcul a pensiei, acolo sunt probleme mai greu de depășit, dar cu sprijinul Casei Naționale, cu efortul de care dau dovadă, cred că vom reuși să facem ca lucrurile să fie puse pe o traiectorie corectă. Ce alte priorități mai aveți de soluționat pentru anul 2011? Pentru anul 2011 ne dorim să putem să asigurăm plata pensiilor la timp, să putem să marcăm cu succes obținerea informațiilor în sistem centralizat, așa cum se implementează acum un proiect foarte ambițios privind unificarea tipurilor de declarații. Este o provocare, este și o frământare a noastră în ceea ce privește modalitatea de depunere a declarațiilor și de extragerea datelor de care avem nevoie pentru obținerea drepturilor. Sunt provocări substanțiale care, dacă vor fi reușite, atunci bucuria mea e și mai mare.